Bună seara tuturor și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi nu vedeți fața că răcit vai de capul meu, asta e, bă, veți asculta cum vorbesc pe nas. Ei bine, după cum vedeți și din titlu, da, Cătălin a fost arestat uh, și culmea, fix de Valentine's Day l-au chemat la poliție și l-au oprit acolo. Ei bine, ideea e că pe 12 sau 15 decembrie au venit mascații, i-au luat telefon, calculator, harduri, tot ce au avut pe acolo și l-au luat la poliție de Valentine's când a fost chemat să și le ridice, l-au reținut 24 de ore și după aia pac i-au mai dat astăzi, de fapt ieri, cum filmezi eu videoclipul, 30 de zile preventiv pentru că i-au găsit, exact cum vedeți și de titlu, i-au găsit filme de ochiate cu fetițe în telefon și în calculator, aproximativ 37 de filmulețe și poze, pentru că el nu este specificat pe unde, cerea fetițelor poze și videoclipuri pe lângă asta am găsit acuzații legate de serverele sale de discord câte a avut până acum că tot așa ce era să spun serverele alea de discord erau net superioare față de România X și ce știm noi deci ce avea pe discordul lui e cu totul altceva direct deep web acolo în miniatură ce avea acolo și da poate unii o să spuneți ai bă că se exagerează e bine puteți căuta ori de pe internet vreți voi toate site-urile de presă au făcut articol legat de el pentru că bineînțeles e persoană publică și pride bine la public, inclusiv publicații de sport, cum ar fi sport.ro și fanatic au vorbit despre el, deși nu vă legătura cu sportul, dar mă rog. I-am găsit și un dosar penal, vă las linkul în descriere, Ideea este că este acuzat că a făcut următoarele: articolul 212 din codul penal, 221 și 369, adică 219, -le primul menționat, se referă că a violat mai pe scurt. Puteți să dați o căutare pe Google ce înseamnă fiecare articol dacă nu vă credeți. Deci, 219 viol, 221 pedofilie, corupere de minori de fapt, adică pedofilie practic și 369 instigare la ură. Instigarea la ură este pentru că le zicea pe live că niște copii trebuie omorâți și numai chestii de genul și bă, ești, ești pe internet, te vede lumea, ești în spațiu public, nu poți face așa ceva. Eu am crezut că toate astea au pornit de la videoclipul cu șobolanul de la reclamația făcută e Tavi Perția. Foarte bine că l-a reclamat, a primit atunci 8.000 de lei amendă și lasă să plătească. Cam atât aș putea să zic, dosarul penal de la judecătoria Câmpul Lung, dar uh, încă o chestie. Pentru cei care ziceți, boda de ce faci video despre el, te bucur de răul lui? A, da, hai să vă arăt de ce consider că sunt printre primii care ar trebui să facă videoclip despre el. Luați de aici. Am bat pula măta de țigan. în curul măta. Futu zrasa mătii că mi-ai dat dislike. Uuuu, futu gura Ei bine, ați văzut. Credeți că n-am tot dreptul acum să mă bucur de răul lui? S-a întâmplat acum 5 ani de zile chestia aia. Nu știam că puteam să-l dau judecată pe treaba aia. Oricum, erau paralel cu toate chestiile astea. Dar abia trebuia să liceu și eram și o bucuros că gata, nu mai trebuie să merg la școală să văd profesorii cu care nu vă suporta, suportau că era pletos. Bun, cam asta ar fi videoclipul pe scurt. El momentan pentru videoclipurile alea și pozele cu minore pe care le are riscă între 1 și 5 ani. Eu sunt de părere că o să-și ia cel puțin vreo 3. Maxim nu știu dacă o să-și că n-a avut să zici un site special sau le mai și vindea. Adică presupun că aia care au cu adevărate site-uri bazate pe așa ceva, ăia iau pedeapsa maximă. O pedeapsă cam moale aș putea spune pentru așa ceva. Cam atât cu episodul ăsta. Dacă continuare su oameni ce-l susțin îmi pare rău, idolul vostru o să fie în celulă cu Andrew Tate probabil. Nu o să fie în celulă cu Andrew Tate, ar fi prea tare să vedem după aia parodii porno cu ei doi. Aș vrea să-l văd și pe Felipe împreună cu Cătălin Talent, s-ar înțelege super bine acolo, dar toate la timpul lor. Cam atât, ne vom auzi pe data viitoare și dacă aflați și voi niște chestii noi, puteți să le scrieți în comentarii dacă mai știți ceva ce eu nu am menționat în acest videoclip. Pe data aviatoare, eu mă duc să-mi iau pastilele că-s răcit copză. Ceau les!